Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă am intrat în zona de idei de afaceri, fiți atenți ce porcărie îngrozitoare ni se pregătește, serios. Nu, deci, nu, bombardierilor. Băi, nu, lasă, nu e adevărat. Oamenilor care vor să cumpere mașini noi. Deci asta e culmea lăcomiei și modelul de business al viitorului, mi-e teamă, din păcate, opționale la mașini, opționale cu abonament la mașinile noi pe care le cumpărăm. Opționale cu abonament, bă, e posibil. Deci, stai puțin. Cum adică opțional? Uite, îți explic imediat. Deci a început deja, e și pe BBC știrea și Business Insider, publicația Business Insider, scrie că în câteva țări, printre care Coreea de Sud, Africa de Sud, Noua Zeelandă, dar și Germania sau Marea Britanie, unele modele BMW noi oferă, și vreau să spun marca, BMW noi, oferă scaune și volane încălzite, plus alte câteva opționale, disponibile cu abonament lunar. Deci scaunul încălzit, mașina vine cu posibilitatea de a-ți încălzi scaunul, da? E full option, practic. Îți cumperi opționalul respectiv, ea vine acolo. Nu, dar ea e full option, doar că nu sunt activate. Da, mă, frate. Deci dacă vrei să încălzești scaunul, să și meargă, el e acolo, sistemul, totul, și dacă să și funcționeze, $18 lunar. Și dacă faci abonament pe 3 ani, îți dă discount, da. Uh-huh. Volan încălzit, $12 pe lună. Asta e bun, că le-i doar iarna. Faza lungă automată, $12 pe lună. Pilot automat cu păstrarea benzii, $42 pe lună. Totul e controlat de la distanță prin software. Nu plătești, opționalele sunt dezactivate. Deci sunt acolo. Încălzești volanul, vrei să încălzești volanul, trebuie să plătești. Ai cumpărat mașina, ai cumpărat opționalul respectiv, vrei să îl folosești, trebuie să plătești. Altfel apeși butonul degeaba, pentru că n-ai plătit abonament. Deci uiți să plătești abonamentul, nu mai ai, tată. Dai seama, te duci și tu ca omul la drum lung. Și pe urmă se miră de ce hackerezi România. Da. BMW nu e singura companie care încearcă să obțină în felul ăsta un flux constant de venituri după vânzarea mașinii. Deci e ca și cum ți-ai lua, nu știu ce să spun, mașina de făcut pâine, dar nu pornește decât dacă plătești abonament. Dacă plătești abonament. Mașina de spălat. Mașina de spălat. Ai luat mașina de spălat rufe, ok. Dar nu stoarce decât pe abonament. Corect. Ea spală, dar nu stoarce. Vrei să și stoarcă? Altfel, stoarci singur. Care e problema? Ce, mai avea mașină de spălat? Nu cred că o să funcționeze. Dar mă rog. Lexus, Toyota, Subaru cer abonament pentru activarea unei aplicații care permite deschiderea și închiderea mașinii de la distanță. Ok. Unele modele Cadillac și Chevrolet au opțiune de conducere mâini libere care costă $25 pe lună. Tesla, și asta o înțeleg. Tesla cere $199 lunar pentru activitatea unora dintre cele mai complexe sisteme de asistență pentru șofer din mașinile sale. Abonament. BMW intenționează să ceară o taxă de $80 lunar pentru a permite clienților să folosească Apple CarPlay. Dar a renunțat după indignarea generală. Adevărul că ăștia care au iPhone și merită să plătească. Deci aia ce ai spus la Tesla, da. Aia mi se pare în ordine. Băi, nu e nimic în ordine. Ascultă-mă puțin. Nu, că tu greșești întotdeauna. Nu mă încuraja. Cum poți să spui că aia mi se pare? Nu e nimic în ordine. Ăla e un software de care ajută șoferul, da? Da, și? De asistență rutieră. Băi, și centura de siguranță. Ascultă-mă puțin. Da. E un software care trebuie practic updatat non-stop. E un software la care se lucrează continuu. Da. Da? Și atunci se justifică oarecum o plată, că trebuie să inovezi non-stop. Cât ai plătit ultima dată ca să-ți actualizeze softul de pe telefonul tău iPhone? Nimic. Aha, păi nu e un soft pe care îl folosești, nu trebuie updatat continuu? Bă, da. Păi și atunci de ce nu plătești pentru el? Bravo, aș vrea să plătesc. Da. Vă rog frumos. Dar centura de siguranță de la mașini nu e un sistem de siguranță care ajută șoferul? Ba da, dar e odată și gata. Adică nu... Nu știu, poate că e opțiune obligatorie, nu e opțiune, e obligatoriu să ai porți centura de siguranță. Dar faptul că pornește motorul, ăsta n-ar trebui să plătești, că plătești. Poate nu vrei să folosești, că știi că așa o să o vândă. Pune, poate nu vrei să folosești. Poate vrei să o ții afară în parcare. Îți facem o reducere și dacă... Oricum, pe mine m-ai convins, eu nu mai vând mașina niciodată. Da. Ascultă-mă ce spun. Deci vă spun că ăsta, din mașina păcate, mea e gratis. Mi-e teamă că ăsta este un model de business că o să facă push pe asta cât se poate, cât se poate, cât se poate. Și o să te agațe cu, știi? Cum te agață cu, cumpărați un telefon, uite ce preț mic, dar e cu abonament. Și dacă faci calculul, descoperi că ai dat mult mai mult pe el. Exact. Adică bine, vrei scaune... Deocamdată sunt lucruri acolo care, pe care nu le iei în mod obișnuit. Scaun încălzit? Băi, nu, problema nu e că nu le iei în obișnuit. Nu e ca și cum mori dacă nu iei scaunul încălzit. Nu, dar sau volanul încălzit. Da, dar poți să nu-l cumperi.
Deci dacă nu-ți trebuie, mie nu-mi trebuie, de exemplu, volan încălzit. Nu simt nevoia de volan încălzit. Nici eu. Scaune încălzite prefer. Uneori când e ger afară, mai apăs butonul. Nu e bun la scaune. Să mai încălzești nițel. L-am cumpărat și, scuze-mă, acum o să spună, da, da, când apeși butonul, dacă vrei să și pornească, trebuie să... Ai plătit abonamentul? Păi, de asta vreau să zic. Îți dai seama, la drum lung undeva ai plecat și brusc ți se răcește, da. Înțelegi? Bă, deci ce porcărie. Iar n-am plătit abonamentul la... Și toate cred că o să fie cu plată de-asta recurentă, știi? Adică ai plătit odată, îți trage singur banii din cont. Plata recurentă e foarte periculoasă. Da. În general. Este o porcărie. Eu întâlnesc pe la jocuri, la copiii mei. Au fel de fel de asta, trebuie să cumperi ceva și pe urmă dai... Și eu primul lucru, dezactivez plata recurentă, că uiți. Da. Și te trezești peste un an că hâț, ai mai plătit odată, exact, o poală de bani, că ai uitat să dezactivezi plata recurentă. Da. Deci viitorul din punctul ăsta de vedere, cred că nici eu nu mai vând mașina. Plus că o să fac numai mașini electrice, nu mă interesează. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.